Seara, ci bună ziua, doamna Saveta Bogdan, bine că e teafără, că mai era să nu mai vorbim cu ea pentru că a prins o tornadă în America. A plecat în America să se relaxeze cu fiica, să petreacă timp frumos, să se încarce, să fie totul bine și când colo se pare că nu a fost bine, că a prins o tornadă. Ce ați făcut, doamna Saveta? Bine că vă auzim! Bună ziua! Bună seara! Bine v-am găsit, dragii mei! Bine v-am găsit, dragile mele, frumoasele mele, frumoasa noastră Românie! Cred că și pe la noi ar fi tornade, dar în America sunt mai dese. Ce ați pățit, doamnă? Mult mai repede. Draga mea, m-a scos fata după ce am venit după croazieră, mă rog, ne-am fost neplecate, ne-am dus la lacul Michigan. Asta a fost în Sheboygan. Și am stat și noi la plajă, am stat și noi ca toată lumea, am vizitat magazin, am făcut tot felul de cumpărături, nu știu ce, pentru țară. Și la un moment dat s-a întunecat așa pământul, noi am vrut să plecăm pe la ora 8 și ceva seara. Și noaptea, venind pe drum, pe la 8 și ceva, era destul de ziua, nu era chiar însărat. S-a apărut un nor negru mare în fața noastră și vreau să vă spun că ne-am speriat așa de tare, nu mai vedea Cătălina deloc în fața ei, nici la măcar la doi pași. Se pusese un negral așa, eu îi spuneam, mami, dragi pe dreapta, oprește-te, la un moment dat era un vânt. Atât de mare și o ploaie, atât de mare, dădea cu gheață și am zis, ne sparge parbizul, nu mai putem să merge, trage pe dreapta. Dar eu zic, la o benzinărie, dar ce, mami, ce benzinărie? Că știi, la ei în America, distanța între orașe este foarte mare, de o oră și ceva, o oră 40. Dar vă era frică că o să muriți? Aveam. Pe cuvânt, vă gândeați acolo, ăla e sfârșitul. Gata, s-a terminat cu Saveta. Și am început să-mi zic, draga mea, tatăl nostru, am început să-mi zic, rugăciunile să mi le zic în mașină, beata fată se schimbase la față și pusese centura și atât de tare și-a strâns-o pe lângă ea, că nici nu a dat seama că și-a pus-o mai mult și pe gât. Și când am ajuns acasă, am văzut urmele de la centură, de la mașină, pe gâtul ei. Și pe urmă, după ce am ieșit din Sheboygan, am în Plymouth, cam așa ceva, fondul lac, o altă localitate, am uitat a doua tornadă. Dar o tornadă atât de mare, care a ținut vreo 25 de minute. Mai mare decât Sincer, prima? Mai mare a fost ca prima, mult mai mare, să știi, mult mai mare. Ne-a speriat, aici era totuși lume mai multă. Acolo era cam pe câmp, așa. La cea de-a doua tornadă v-ați adăpostit undeva sau tot în mașină v-a prins? Până la urmă nu ne-am adăpostit nicăieri, că a zis fiimea, stai puțin, mamă, că nu poți să țină. Dar asta a ținut mai scurt, tornada asta. Dar atât de speriat era lumea și atâta s-auzea bum, 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 spatele nostru. Adică a fost o furtună foarte mare și cu cum să spun, cu gheață să vedeam parbiz. Măi, nu mai știam ce să facem. Doamna Saveta, dumneavoastră a trăit multe experiențe și bune și mai puțin bune. Da. După pauza de... Am revenit din publicitate și mergem din nou la, în America, la doamna Saveta Bogdan. E ok, s-a liniștit tornada și vă întrebam înainte de pauza de publicitate, sper că v-ați gândit la răspuns, dacă acesta a fost până în acest moment cel mai cumpăr a vieții dumneavoastră. Draga mea, și ăsta a fost, că am tras o spăietură foarte mare, așa a fost și pe croazieră, unde eu am fost și unde am și cântat și acolo mă tot legăneam în continuu și la un moment dat de atâta legănat m-am plictisit. Dar cea mai mare sperietoare, cea mai mare cumpăna vieții mele a fost la cutremur din 77, atunci când Cătălina era foarte mică, eu eram singură acasă, când am vrut să ies afară și a căzut hornul în fața mea o fracție de secundă. Dacă ieșeam, stăteam la casă, la curte, Păsocului, unde erau casele alea atunci, în București. Și dacă o fracție de secundă intram, îmi cădea hornul în cap. Dar Dumnezeu m-a salvat și am scăpat. Au fost foarte multe sperieturi din astea, adică cumpene a vieții mele. A fost pe o scenă undeva, unde am cântat tot așa, prin Craiova, pe undeva. Eu vorbesc de 30 de ani în urmă. Și la un moment dat am cântat, mi s-a deslepit tocul de la pantof. Astea n-au fost chiar atât de grave, da, doamna Saveta. Dar știu că n-a fost chiar așa de gravă, dar totuși m-am trezit cu un picior mai jos ca celălaltul. Dar cea mai mare cumpănă a fost atunci, în 77, la cutremur, pentru că eu abia venisem de la țară, din Bistra Năsău, din la Ardealul meu, și atunci a fost cea mai mare cumpănă, că m-a speriat foarte tare în ce hal a fost cutremur. Voi nu l-ați prins, dragii mei, pentru că voi sunteți mai tineri un pic ca noi.
Înseamnă că nu a fost chiar atât de gravă tornada asta pe care a prins-o acum în America și ne bucurăm. A fost destul de gravă, să știi, destul de gravă să nu vezi în fața ta nimic. E ca filmele acelea din America, din americane, pe care le vedem noi la televizor? Da, exact, exact. Cădeau copaci, cădeau de toate, nu ne-a mai rămas decât să zicem: Doamne, ai grijă de noi, că dacă murim, murim pe stradă. Zic, așa de speriat am fost. Dar mi-am zis tatăl nostru și îmi făceam cruce mereu cu mâna dreaptă și mă rugam la Dumnezeu să se limpezească, să se întâmple ceva, să ajungem undeva. Dar nu puteam să ajungem nicăieri, mi-era frică să nu fie, era așa de întunecat afară și norul ăla negru care era în fața noastră. În față Cătălina n-avea nicio mașină, iar în spate erau cordoane de mașini, înțelegi? Dar noi am ținut-o drept înainte, ne-a salvat Dumnezeu. Cătălina nu mai vedea, că are și ochelari din ăștia de distanță, înțelegi? Și ne-am speriat, am tras o speriatură foarte mare. Am zis: Doamne, asta e America! Păi nu mai pun piciorul aici niciodată! Asta zic și eu, doamna Saveta, să știți că noi vă așteptăm aici alături de noi la Cool Summer Nights. Dar până atunci, până o să ajungeți la noi în platou, spuneți-mi cum vă mai simțiți cu degetul, că știu că aveți o problemă și la deget. Da, am avut o problemă la deget. În sfârșit am avut 5 copci. Asta a fost chiar la început de tot. Desfăcând o conservă, am avut niște musafiri, le-am desfăcut așa să le fac garnitură, să pun mai multe garnituri, pentru că la ei aici este, au semi-preparate din astea, doar le deschizi, le încălzești și le faci, știi? Și am zis să am mai multe, să le arăt și eu colegilor, fetei mele, că noi români le știm să facem și mâncare, știm să gătim. Asta și știm că ne-a spus că ați făcut multe preparate, ne-a spus asta și în dățile anterioare, da, când ați mai mers la fica dumneavoastră. Vă mulțumim că ați acceptat să intrați în direct. Țineți-mă, dacă mă auzi, da? Vă auzi și vă ascult cu drag. Vreau să anunț festivalul de folclor Saveta Bogdan, care va fi 7 și 8 septembrie la St. George's Băiești, de Subisa Năsăud, și aștept mult mai multă lume să se înscrie. Sunt înscriși destui, dar mă așteptăm și mai mult să se înscrie la festivalul Saveta Bogdan. Frumos că vă dedică un spectacol întreg. Mulțumim și noi și vă așteptăm să veniți aici la Cool Summer Night. Să aveți grijă la tornade. Da, dragii noștri, noi mergem mai departe, așa cum v-am obișnuit.